Iar acum am o surpriză pentru voi, pentru că Raluca, colega noastră, este la Constanța, exact acolo unde se ține nunta Simonei Halep. Bună, Raluca, ne auzi? Este în fața locației. Bună ziua, bun găsit tuturor, da, vă aud. Vreau să vă spun că în aproximativ o oră Simona Halep și viitorul ei soț Tony Iuruc își vor uni destinele chiar aici, în această locație exclusivistă din Mamaia Nord. Momentan, invitații nu au apărut, însă atunci când vor ajunge, aceștia vor fi conduși în restaurant cu ajutorul unui valet. Printre invitați se numără și tenismenul Ilie Năstase, Ion Țiriac și Gheorghe Hagi. Pregătirile pentru acest eveniment au început încă de dimineață. Singurul care a ajuns la locație a fost artistul Dan Pittman, care practic s-a pregătit înaintea evenimentului. Toată zona este îngrădită cu garduri înalte și acoperite cu o plasă pentru mai multă intimitate și totodată pentru a nu fi fotografiați sau filmați. Cu puțin timp în urmă s-au făcut chiar ultimele pregătiri, pentru că au fost aduși, după cum puteți vedea, palmieri și multe plante exotice. Invitații așadar vor trece printr-un tunel decorat cu luminițe și flori. Tematica aranjamentelor este una alb și verde, mai exact plante verzi, crini și hortensii albi. Artiștii care vor cânta la petrecere sunt Dan Pittman, Loredana Groza și, bineînțeles, formația Pindu. Petrecerea se va ține până la ora 2 dimineața, conform programului. Evenimentul, bineînțeles, că se va încheia cu un spectacol oferit de artificii. Azi dimineață, Simona și viitorul ei soț, Tony Iuruc, au părăsit vila din Constanța cu un zâmbet larg pe buze și s-au îndreptat cel mai probabil către stiliștii lor pentru a se pregăti pentru marele eveniment. Așadar, momentan, acestea au fost informațiile de aici, la această locație exclusivistă unde va avea loc marele eveniment. Raluca, revenim mai târziu cu mai multe de tot. Rămâi cu noi și fii atent, e foarte important pentru mine să știu meniul, mămică. Dacă au avut sarmale, dacă ce au avut la aperitiv, dacă proțap, dacă ai aflat ceva, orice, da? Și dacă tot prins, s-a dus și la București. Cu siguranță, revenim. Măcar o mărturie de aia, da? Sigur că da. Te pupăm și mulțumim mult de tot, Raluca. Mulțumim, Raluca. Mulțumim. Draga noastră, Adriana, te-am adus lângă bandul tău și are dreptate, că până la urmă oamenii de astea sunt interesați. Tu cânti în premieră un cântec, avem premieră de clip, îl vei prezenta în cadrul festivalului despre care știu? Da, vom avea festivalul, se organizează festivalul toamnei în data de 24, 25, 26 septembrie la Pârtea Clăbucet din Predeal. S-au pregătit organizatorii cu muzică pentru toate vârstele, pentru toate gusturile, cu mâncăruri tradiționale, cu lucruri frumoase. Noi cântăm în data de 24 septembrie, vom fi acolo la Clăbucet, în Predeal, cu orchestra mea, bineînțeles. Și acum vă vom prezenta în premieră un videoclip nou, draga mea, Teo. Se numește Țucă, țucă-mă, numai ce l-am postat și pe canalul meu de YouTube, Adriana Antoni Oficial. Acum câteva minute l-am postat. Mă duc să-l caut. Deci cine vrea să... Mai bine văd pe voi. Da, și cine vrea să-l vadă în întregime, vă așteptăm, dragii noștri, și pe canalul meu de YouTube, Adriana Antoni Oficial, și pe TikTok, colega. Sunt tiktokăriță, și pe pagina mea de Facebook. Mulțumim foarte mult, Adriana Antoni. Bine, repede să facem programul, că pe 25 mergem căcicau și pomana porcului, au de toate acolo la Clăbucet. Vă aștept pe 24 când cânt eu. Venim, 24, 25, mergem. Și uite așa, mergem noi din nou la mare, unde ne așteaptă Raluca, cea care este pregătită, mai mult decât pregătită, să ne povestească ce se mai întâmplă la locația de lux unde ea se găsește. Am început să vină invitații, acolo, dacă exact, te uiți acolo în unde spate. Unde se petrece nunta Simonei. Raluca? Bună ziua, bine v-am regăsit. Da, într-adevăr, în acest moment, Simona Halep și Ioni Iuruc au ajuns la eveniment, dintre care, bineînțeles că la început a ajuns solistul formației Pindu. Acesta a fost primul care a ajuns, după care au Raluca, ajuns și Raluca, iartă-mă o secundă. Noi, în momentul ăsta, în imagine, vedem pe părinții Simonei Halep. Avem un cadru cu ei exact în spatele tău. Doar ce au parcat părinții Simonei Halep. Da. Da, au ajuns și părinții, într-adevăr, părinții Simonei, dar și Simona Halep și Ioni Iuruc. Aceștia au parcat după aceea mașina. Urmează să-i vedeți și pe aceștia în imagine. Momentan nu se observă foarte bine, pentru că, după cum puteți vedea, au îngrădit foarte bine zona. Este foarte privatizată. Au... Stai liniștită, că noi suntem foarte profesioniști, la Luca, și la noi se vede foarte bine. Adică îi vedem pe părinții Simonei. În momentul ăsta, cred că intră în restaurant... și probabil că împreună cu Simona și soțul Simonei, Tony Iuruc, își vor aștepta invitații. În acest moment, da, după cum puteți vedea, da, Stere Halep, tatăl acesteia, intră în restaurant
Am o întrebare la tine. Tu ai apucat să o vezi pe Simona, nu? Când ai intrat? De dimineață, da, într-adevăr, de dimineață, înainte de acest eveniment. Aceasta era foarte, foarte veselă. Da. Și vă dați seama, cu multe emoții, de-abia auzi, așteaptă Luca, tu ai văzut-o îmbrăcată? Ai văzut-o îmbrăcată pe Simona? Era în rochia de mireasă? Nu, încă nu, nimeni nu a văzut-o momentan. O vadă și să-i vadă, bineînțeles. Da, dar momentan, când o să o vezi, nu e așa că o să ne dai de știre? Sigur că da. Să te uiți foarte atentă că tu ești fată și ești foarte atentă la detalii. Să măcar dacă nu vedem noi să ne descrie așa rochia în detaliu, poate cine te ne dăm seama noi. Cu siguranță va avea o rochie superbă și cu un bun gust alesă. Spune-mi, te rog, Raluca. Imediat vă... Așa, te rog. Spuneți. Te rog, dacă e ceva mai important, te rog. În momentul ăsta au început să vină invitații rând pe rând, că asta, exact, la imaginile astea mă uitam eu. Raluca este foarte atentă. E destul de greu să faci live, să fii atent și la cine vine și la cine pleacă. Vedem că sunt și foarte multe mașini pregătite pentru a aduce invitații. Probabil că cei care nu vin cu mașina au mașini personale sau mașini puse la dispoziție de către miri pentru anumiți invitați. Vedem și bodyguards, vedem absolut tot ce trebuie. Până la urmă este evenimentul anului, cred. Îl putem numi nunta anului 2021, exact. Nunta dintre Toni Iuriuc și Simona Halep. S-a întâmplat și asta. Revenim cu mai multe informații în momentul în care își face simțită prezența și Simona, dar și Ioni, Toni Iuriuc. Momentan, după cum puteți vedea, încă nu au ieșit. E perfect. Stai liniștită că noi nu plecăm, avem... Ia uite-ne cum stăm pe poziție. Suntem aici toți. Raluca, orice prins de acolo de la eveniment și vrei să ne anunți, doar spui copii și noi, pac, imediat îți dăm legătura, da? Sigur că da. Mulțumim mult de tot pentru faptul că ești acolo și ești atentă la toate detaliile. Frumos. Până la urmă abia aștept și o să văd, că toată lumea probabil că se așteaptă acum să vadă o super rochie. Și poate că Simona e îmbrăcată simplu. Nu, nu știu, eu n-am de unde să știu. Dar de la o nuntă, la altă nuntă. Pentru că așa mergem noi, vorba.